Life, a treia oră de la Psihologia Succesului, cu bucurie în glas. Suntem ok? Ne aud? Da. Cu bucurie în glas, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, intrăm într-un contact telefonic. București, Timișoara. Gina, am zis bine? Da, am zis foarte bine. București, Timișoara. La telefon, Gina Veverița, unul din coachii grozavi ai României. Grozavi ai României. Așa. Te-am prins cu greu și nu te mai scap, să știi. Nu-ți mai dau drumul. Așa? Asta e o bucurie. Ce vorbim astăzi? Povestește-ne. Ei, ce vorbim astăzi? După cum știți, sunt trainer de NLP, de timeline terapie, de coaching și de hipnoză. Și fac și coaching în particular. Cât de bine și de complex sună. Poftim? Cât de bine și de complex sună. Da, sună și poate că sună un pic cam tehnic, însă o să vedeți că despre ce o să vorbesc eu astăzi este un subiect foarte drăguț. Da, se numește acuitate senzorială și calibrare. Sună interesant, Nina. Da. Sună, cum am spus, tehnic, interesant, complicat, însă este ceva ceea ce facem noi zilnic. Și de data aceasta vom începe să o facem într-un mod cu totul conștient, adică stabilind o intenție pentru ceea ce facem folosind aceste tehnici. Te ascultăm cu drag, Doamne ajută. Ok. Nu știu dacă e important să spun ceva despre mine, probabil că veți putea să aflați pe site-ul meu. Vă spun doar în câteva cuvinte că de profesie sunt inginer chimist. Radu, nu am legătură cu psihologia. Trebuie, cum să nu? Ai o legătură mare cu psihologia. Asta așa este, dar NLP-ul este o tehnică care s-a inspirat foarte mult din psihologie. Am o pasiune și anume jocul de șah. Din copilărie am jucat șah de performanță. Am învățat foarte multe trăind și crescând într-o echipă de șahiști. După terminarea facultății am experimentat pentru câțiva ani doar pentru câțiva ani statutul de angajat. Da, am fost, să spunem așa, la efect și am fost dată afară de la jobul pe care l-am avut atunci. Pentru Dumnezeu, tu? Și după cum știți, tocmai tu? Ce legătură are? Păi, știi cum e, tocmai tu? Adică tu să fii dat afară? Da, am fost dat afară, da, cu brio, am fost în șomaj 6 luni. Wow! M-am lăsat pentru prima dată de fumat în perioada aceea, pentru că s-ar cam termina banii. Ok. Și apoi, după multe frustrări și multe căutări, am cunoscut oameni care m-au susținut în acea perioadă și împreună cu soțul meu, ca să spun povestea pe scurt, în anul 1994 ne-am deschis un business personal, deci am intrat în domeniul antreprenorilor. Și am dezvoltat acest business cu succes și vă pot spune că pentru o perioadă de 11 ani l-am crescut, iar apoi l-am transformat într-un venit pasiv de care mă bucur și astăzi. În anul 2008 am făcut cunoștință cu programarea neurolingvistică și, cu alte cuvinte, NLP, prescurtarea ați găsit-o pe multe site-uri probabil și aș vrea să știți că nu este vorba despre un partid politic. Mi-a plăcut asta, jur. Da. Acest an, 2008, și această întâlnire a mea cu NLP-ul a fost un moment de cotitură al vieții mele și de multe ori îmi place să spun, chiar în modul un pic exagerat, că pentru mine există viață înainte și după NLP.
Sunt trainer, am absolvit cursul de trainer la Las Vegas, împreună cu Ted James, la școala Ted James Company. Și ce pot să vă spun despre această experiență pe care am trăit-o la cursurile de pregătire, aș putea să vă spun că este o experiență unică. Eu, de fapt, am ajuns acolo în momentul în care mi-am stabilit un obiectiv în viitor, la cursul meu, la primul meu curs de practician, și mi-am stabilit un obiectiv în viitor care spunea așa: am site-ul meu de NLP. E, ce s-a întâmplat după aceea, cred că nu mai are nicio legătură cu mine. Pentru că am absolvit în România nivelul de practician și apoi nivelul de master practician de NLP, am devenit life și business coach și apoi, la recomandările mentorilor mei din acea perioadă, în România, Diana și LJ Hunyadi, mi-am luat viza de America. Aici vreau să vă spun că obținerea ei este una din peripețiile mele amuzante pe drumul către obiectivul pe care mi l-am stabilit. Da, după cum v-am spus, cu drag. Ia, povestește-ne. Era, nu vi-l povestesc acum, că e foarte... Da. O lăsăm pe altă dată. Bine. Da. E foarte amuzantă povestea și vă promit că vă spun la o emisiune viitoare. Perfect. Ce vreau să vă spun, că în momentul în care mi-am decis să fac cursul de trainer, nu l-am făcut ca să predau NLP. Nici nu mi-a trecut prin cap. Doream doar să o fac pentru evoluție personală și am înțeles că acolo se implementează 30 de comportamente noi și știam că o să pot să-mi înțeleg mai bine clienții de coaching. Așa că am ajuns în Las Vegas, am făcut cursul de trainer de NLP și apoi povestind oamenilor despre aceasta, am început să fac și cursuri. Ca și nișă pe piață din România, am ales să mă adresez companiilor mici și oamenilor care își doresc să investească în ei înșiși și în dezvoltarea lor personală. Adică, în primul rând, celor care sunt pregătiți să-și asume responsabilitatea propriei vieți și implicit a propriilor rezultate. Noi în NLP spunem că e foarte important să treci la cauză în viața ta. Și altfel, dacă nu treci la cauză în viața ta, și este un subiect pe care noi îl dezvoltăm în cursurile noastre foarte, foarte, foarte în amănunt, tu rămâi la efectul celor din jurul tău. Ajungi să reacționezi în fața provocărilor vieții în loc să acționezi. E o lege universală, legea cauză-efect, și probabil că și voi vorbiți despre ea, care mie îmi place foarte mult. Însă, după cum v-am spus, pentru astăzi am ales acuitatea senzorială și calibrarea, care sunt elemente foarte importante pentru dezvoltarea abilităților și tehnicilor de NLP, și oarecum este și baza întregii noastre existențe. Poate că ascultătorii noștri sunt familiarizați cu NLP-ul și cu ceea ce înseamnă. Mă simt obligată să spun câteva cuvinte despre perfect, semnificația NLP-ului și după aceea vom intra puțin în subiectul acuitatea senzorială. Este un subiect atât de vast încât am putea să vorbim ore în șir despre el și, bineînțeles, că am putea să facem și nenumărate exerciții pentru a deveni cât mai buni. Definiția clasică a NLP-ului este programare neurolingvistică, da? Adică programare, asta înseamnă că să descoperim abilitatea și să utilizăm programele pe care le folosim în procesul de comunicare cu noi înșine și cu ceilalți. Și e vorba de programarea aceea care s-a făcut de-a lungul timpului în sistemul nostru nervos pentru obținerea unor obiective specifice. Neuro
vine de la sistemul nervos, de la mintea conștientă și mintea subconștientă, prin care experiențele noastre sunt procesate eu. Ah, ok. Deci, experiențele noastre sunt procesate prin cele 5 simțuri, vizual, auditiv, senzorial sau kinestezic, olfactiv și gustativ. Uh-huh. Și limbajul, deci partea lingvistică, este limbajul și alte sisteme de comunicare non-verbale prin care reprezentările noastre neuronale sunt codificate, organizate și încărcate cu sens, care includ imagini, sunete, emoții, gusturi, mirosuri, cuvinte. Vorbim de autodialogul mental. E ceva ce are mare, mare influență asupra noastră. Sună și tare interesant. Da. Deci, cu alte cuvinte, programarea neurolingvistică este modalitatea de utilizare a limbajului minții pentru a înțelege funcționarea și pentru a obține în mod constant obiectivele propuse. NLP-ul nu este un proces care îi se face cuiva. Nu e ca și când te duci la medic și ceri rețetă pentru medicamente, ci e un proces în care și coachul și clientul se implică în proporție de 100%. NLP-ul a fost descris ca ceva ce face diferența. Diferența în sine, și a fost descris ca, de fapt, fiind descoperirea excelenței. Și cred că fiecare dintre noi avem un anumit potențial cu care ne-am născut, sau poate nu. Ca, de exemplu, ai cunoscut și tu oameni care au excelat într-un anumit lucru. Adică fie că sunt oratori excelenți, sunt oameni de vânzări, profesioniști, antreprenori de succes, poate că sunt parteneri extraordinari sau părinți extraordinari și formidabili, sau poate că sunt maestri în a-și crea și întreține sănătatea. Întrebarea este, de fapt, în NLP, asta e întrebarea care o punem noi în NLP, cum fac ei acest lucru? Oare de ce unii pot și unii nu pot? Și aș vrea să fac o specificație aici, să vă spun că noi în NLP evităm să folosim întrebarea de ce. O folosim doar într-un singur context, când vorbim despre valorile pe care le au oamenii în viață. Dar, în general, evităm să folosim întrebarea de ce, pentru că ne dă naștere la motive, scuze și explicații. Cum e asta? E mai spunea de motive, scuze și explicații? Și explicații, da. Genial. Că nu întrebați oameni buni de ce, că automat primim o scuză. Absolut. Și o explicație. Și scopul este să găsești soluții. Cu ce s-a înlocuit? Cu ce s-a înlocuit expresia de ce? Întrebarea de ce? Cum? Cum sau ce? Cum sau ce? Cum? Cum poți obține rezultat? Hai, dă-mi un exemplu. De fapt, pune întrebarea de ce și să vedem dacă o putem reformula. Cum ai ajuns în America la Las Vegas? A, da, nu de ce am ajuns. Ar fi important de ce am ajuns, pentru că e vorba de valorile mele și de obiective. Adică ai ales una din școlile grele, te-ai dus, ai absolvit-o, ai venit acasă și ai dat drumul la ceva grozav. Da, și acum chiar sunt pe programul de master trainer și anual sunt acolo pentru 2 luni. În America? Da, în America, dar fantastic. Vara sunt acolo. Fantastic. Da, ca și asistent la Ted James Company. Și apropo, Ted James este căsătorit cu Adriana James, care este româncă din Timișoara. Româncă! Au! Și din Timișoara. Și din Timișoara. Da. Și asta l-am știut-o până am ajuns acolo. Asta a fost și mai frumos. Bucuria e mare și mândria e și mai mare. Da, este. Adriana este o tipă mică de înălțime. Este foarte sportivă și este de o inteligență incredibilă, după părerea mea. În prezența ei, parcă simți cum gândește, nu neapărat că o vezi. Simți cum gândește și totdeauna îți găsește cel puțin 3 soluții la o problemă prezentată. Wow! Da. E chiar wow! Chiar wow! Ok. Deci nu punem întrebarea de ce, poate punem întrebarea cum.
Cum? Da. Sau ce te-a determinat să faci acest lucru? Bun. Și cam asta este. Deci NLP-ul este studiul excelenței și e cea care ne învață cum putem să ajungem și noi să obținem ceea ce au obținut alții. Da, până la urmă e vorba deci de susținere. Deci prin procesul de modelare, de modelare se poate face asta. Te uiți, analizezi, studiezi, folosindu-ți acuitatea senzorială, pui întrebări. Și dacă cineva a reușit, faci tot ce a făcut acea persoană ca să reușești să obții și tu aceleași rezultate. Bun, și hai să intrăm în subiectul pe care l-am ales pentru astăzi. Deci, acuitatea senzorială ca definiție, ca termen, înseamnă, după cum v-am spus, e ceva foarte simplu, înseamnă să-ți folosești eficient de data aceasta simțurile tale pentru a înțelege ceea ce se întâmplă cu tine și cu persoanele din jurul tău. Mai pe scurt, îți folosești cele 5 simțuri, auditiv, ceea ce poți auzi, kinestezic, ceea ce poți simți, vizual, ceea ce poți vedea, gustativ, ceea ce poți gusta și olfactiv, ceea ce poți mirosi normal, pentru a percepe atât mediul înconjurător cât și pe tine. Acuitatea senzorială este o piesă critică în NLP și este esențială pentru succesul tău. Hai să vă dau un exemplu. E acel lucru simplu pe care îl face mama pentru nou născut. Se uită la el când doarme. Cum doarme? Cum respiră? Care sunt gesturile pe care le face? Este atentă la mimica feței, la glasul lui? Este atentă când râde, când plânge? Și când plânge și știe deja ce fel de plâns este? Plânge pentru că este foame sau pentru că vrea să fie luată în brațe? Este atentă la respirația sa. Chiar după modul în care respiră, își dă seama dacă are somnul liniștit sau visează la ceva care l-agită. Și astfel e important să analizezi și să compari și să fii conștient de toate mesajele și răspunsurile pe care le primești. De tot ceea ce indică nivelul la care acțiunile tale sunt recepționate sau sunt blocate de interlocutor în obținerea obiectivului dorit. E foarte important să fii conștient de mesajele primite și de modul în care au fost însușite. Înțelegând și folosind acuitatea senzorială, vom reuși să ne dăm seama dacă mesajul pe care îl transmitem a fost perceput exact așa cum am vrut să-l transmitem. Și eu cred, personal, eu cred că este esențial în procesul comunicării. Vei ști permanent unde te afli, dacă folosești limbajul pe care este potrivit. Adică cumva să găsești calea în a vorbi exact pe limba lui. Asta face diferența folosindu-ți acuitatea prin folosirea acuității senzoriale. Vei ști permanent unde ești în momentul în care ești atent la ceea ce îți prezintă persoana din fața ta. Sunt multe lucruri, Gina, care țin până la urmă de antrenament. Ești antrenat sau nu să auzi lucrurile respective? Ok. Nu? Zic. Dacă nu ești antrenat să le auzi, poate că nu e problema ta ca și ascultător. Da. Poate că stă în sarcina celui care comunică, care a început procesul comunicării. Și asta mai specific, da, e important ca eu să am flexibilitatea de comportament și să am acuitatea senzorială atât de bine de dezvoltate, încât să-mi dau seama dacă tu ești o persoană auditivă și mi-am și pregătit materialul pentru asta, dacă ești o persoană auditivă, kinestezică sau vizuală.
Pentru că dacă eu voi vorbi cuvinte, voi folosi cuvinte vizuale, iar tu ești o persoană cu precădere auditivă. Nu vei auzi. Exact, exact. Tu ești persoana care vede lucrurile, nu le aude. Sau o persoană cinestezică, e important să simtă lucrurile care, sau cuvintele care sunt folosite. Mai învață-ne, că sună bine. Dacă nu înveți să-ți folosești acuitatea senzorială, s-ar putea să obții cu totul alte rezultate decât cele pe care ți le-ai propus. Sau s-ar putea să depui mult mai mult efort decât este necesar. Uite, de exemplu, ai întâlnit vreodată un agent de vânzări care are vânzarea în mână, dar nu-și dă seama că o are și continuă să vorbească și în cele din urmă clientul se răzgândește și el pierde, și pierde vânzarea? Da, da, da. Da, exact, da. Exact. Da. Sau, mai suntem online? Da, întotdeauna. A, ok, că la mine imaginea a dispărut. Nu-i bai. Sau ai descoperit vreodată că nu ai acordat atenție unei situații care a fost foarte importantă pentru partenerul de viață și astfel ai ratat o oportunitate excelentă. De a-l face mai fericit. Sau ai putut să salvezi de a face? De a-l face mai fericit. Da, da, sau să salvezi din întrunii pas, depinde de situație. Da. Sau nu ai fost atent la diferite mesaje de la locul de muncă și ai fost surprins de o reorganizare și ai ratat o oportunitate în acest timp. Da, fiindcă nu ai fost îndeajuns de atent la ce se întâmplă în jurul tău. Da. Și nici n-ai pe cine să dai vina, fiindcă ține de tine. Da. Bine, și la ce ți-ar folosi dacă ai dat vina? Te-ai simțit mai împlinit. Te-ai simțit... Deci, da. Știi, Gina, nu e vina mea, adică e vina ta. Adică ai aruncat măța. Ai aruncat măța. Și moarte și putrezite și cu viermi, la alții. Pă bune. Nu e vina mea, e vina ta. Uite, din cauza ta n-am putut să mă focusez. Uite, facem timeline terapii care, și scăpăm de emoțiile negative, printre care și de vină și gata. Da. Da. Milton Erickson a fost foarte bun. Avea la acuitate senzorială și probabil că știți că Dr. Milton Erickson este bunicul hipnozei. Tipul ăsta era atât de bun la acuitatea senzorială, încât la un moment dat, la o pacientă care era la el în birou, i-a văzut modificările pulsului de la încheietura mâinii stângi de la o distanță de 5 metri. Da, știu că se uita. Da. Era incredibil. Da. Acum, nu știu... Dacă multă lume știe că Milton Erickson a avut poliomielită și la vârsta de 18 ani el era paralizat. Da, și el a învățat să meargă practic privind o persoană lui cea mică care făcea primii ei pași din acea perioadă. Erickson avea o putere fantastică de observație și așa a învățat el să meargă studiind cum sora lui mai mică face primii pași. Era în stare să observe schimbări atât de minuscule de comportament sau de fizionomie sau de stare la o persoană care se întâmplau de la o secundă la alta. Are câteva cărți foarte interesante în care descrie câteva dintre cazurile pe care le-a avut. Și acum hai să mergem mai departe și să vedem ce am putea, adică căror lucruri ar trebui să le acordăm atenție când folosim acuitatea senzorială. Și vom discuta despre 5 cele mai importante dintre ele. Unul din ele este culoarea pielii. Mi-ai captat atenția. Da, la început s-ar putea să ți se pară imposibil ca să poți distinge diferența, însă pe parcurs vei putea să sesizezi diferențe de culoare, iar apoi schimbările de culoare care vor apărea în timp ce persoana vorbește. Te rog.
Vă mai amintiți de expresia aceea care o foloseau mama cu copilul mic, nu minți că ți se roșește nasul? Da. Cred că ne putem baza pe acest exemplu ca să ne dăm, să ne facem o părere despre cum apar modificări asupra fizionomiei noastre, asupra pielii noastre, în momentul în care ni se schimbă starea. Deci, când vorbim despre culoarea pielii, e vorba de că sunt zone ale pielii care sunt puțin, poate sunt puțin mai roz, altele sunt puțin mai întunecate și efectiv în momentul în care îți schimbi starea interioară, culoarea se schimbă și o poți distinge chiar dacă este fond de ten tăcată. Al doilea lucru pe care îl putem observa este tonusul pielii, mușchii faciali. Și așa cum culoarea feței se schimbă pentru a reflecta stări interne, la fel se schimbă și mușchii faciali. Încordarea sau relaxarea mușchilor faciali indică schimbarea unor stări interne. Adesea când oamenii sunt tensionați, fruntea se încordează și mușchii din ochii, din jurul ochilor se încrețesc. De aici și ideea că stările tensionate creează așa zisele dureri de cap. Putem să urmărim respirația, ritmul respirației, care poate să fie mai rapidă sau mai înceată, și localizarea, care poate să fie sus sau jos. Mărimea buzei inferioare, care poate să fie încrețită sau netedă, și e vorba de fluxul de sânge, de afluxul de sânge care ajunge în buza inferioară în funcție de starea internă pe care o ai. Și ne îndoim că există vreo persoană care poate să-și controleze în mod conștient forma buzei inferioare. Cu greu. Da, deci buza inferioară ne poate oferi semnale inconștiente, însă, cum zici tu, dacă zici tu că e greu, mare atenție la cât de concentrat ne uităm, de insistent ne uităm la buzele altei persoane. Pe mine mă fascinează când vorbesc cu ei, indiferent cu cine vorbesc, viteza ritmicității și ciclicității schimbării poziției sprâncenelor. Au o viteză, wow, e de la înțelegere totală la neînțelegerea niciunui tip de informație. E de la înțelegerea unui segment de informație la de ce trebuie eu să te ascult pe tine. că e interesant vis-a-vis de față. Ce mi se pare mie important este ca permanent să facem o calibrare. Adică să știm de ce râzi? Fiindcă... Întrebare de ce, vreau explicații. Da, eu mă gândesc, la de ce să fac o calibrare. De ce să fac o calibrare? Păi, calibrarea e una din modalitățile prin care descoperi diferențele. Ah, ok. Și nu odată au fost situații în care am avut preconcepții asupra unor modificări ale mușchilor feței sau, mă rog, ale respirației și așa mai departe. Da? Și tocmai de aceea ar trebui ca prima dată să verificăm ce face persoana sau interlocutorul nostru într-o anumită situație, ce face în alta și după aceea să facem calibrarea. Hai să-ți dau un exemplu. Probabil că și tu ai auzit de multe ori că dacă o persoană stă în fața ta, indiferent că stă pe scaun sau stă în picioare și are mâinile încrucișate pe piept, persoana aceea este închisă și niciun mesaj, deci nu este dispusă să accepte niciun mesaj care ajunge la ea. Da? Și dacă probabil că ai auzit asta. Da, și dacă stă cu mânuțele așa în public, uite că și acum stau eu acum pe cameră și primele două degete acestea, doamnelor, domnișoară și domnilor, se unesc în față și ultimele două degete din spate stau așa, lumea îl bănuiește a fi sau a nu fi dintr-o societate mai mult sau mai puțin ocultă. Evident că lucrurile așa stau sub o formă sau alta, că n-or fi chiar toți așa de zăpăciți să spună că sunt, dar să nu fie.
Dar aici e vorba de interacțiunea exactă cu omul respectiv. Și până la urmă te gândești ce ai de câștigat din chestia asta. Da, ok, eu mă... Mi-e pare rău că suntem acum doar audio, că ți-aș arăta și eu niște gesturi pe care le folosesc în cursurile mele. Skype, next time cu Skype, o să vorbesc cu CEO-ul de aici. Ok. Da. Poate transmitem. Acum vreau să revenim la exemplu anterior, pentru că mie mi se pare important. Deci una din preconcepții ar fi că persoana este închisă, da? Da, căuta cineva. Da. Ar putea să fie o altă interpretare asupra acestei poziții, da? Că stai cu mâinile așa așezate pe piept, da. Poate să fie sau că ți-e frig, sau ar putea să fie pur și simplu te simți relaxat, e comod pentru tine, așa stai în familie, stai pe canapea când te uiți la televizor. De acord? Ar putea să fie și astea. Sigur, da. Și atunci, singurul lucru pe care l-ai de făcut este să calibrezi. Să afli care este starea internă a persoanei în momentul acela. Pentru că dacă nu faci asta, vei da naștere la niște speculații sau, hai să spunem, judecăți de valoare. Noi în NLP folosim termenul de citire a gândurilor. Ei, și atunci ai șanse, aș putea să zic 50%, să nimerești și 50% să dai greș. Bun. Iar ceea ce vei face tu în momentul acela, vei discuta cu o persoană pe baza unei reprezentări interne pe care tu ți-ai creat-o despre poziția ei. Mai mult sau mai puțin greșite. Exact. Bun. Mai am un exemplu despre un prieten de-al meu care, pe vremea când era în liceu, stătea în clasă, în ultima bancă din clasă, pentru că e un tip înalt, și mereu era apostrofat de profesori că stă încruntat, cu sprâncenele unite, că tot vorbeai de sprâncene, și cu ochii pe jumătate închiși. Iar el, de fapt, avea o miopie destul de avansată, pentru care a și suferit operație mai târziu. Deci, foarte important, odată să-ți dezvolți acuitatea senzorială și, în al doilea rând, să faci o calibrare, adică o comparație. Și mai e important să eviți a pune etichete, ca și în exemplele de mai sus, dar să eviți să pui etichete pe cum ar fi temperamentele. Dacă tu, de fapt, spui despre o persoană că este coleric, sanguinic, melancolic sau flegmatic, sau zodia pe care o are, în momentul acela tu pui persoana într-o cutie și tu nu mai creezi o legătură cu ea și cu imaginea pe care tu ți-ai creat-o despre acea persoană. Nu știu dacă are sens ce spun. Are sens și dacă, Doamne ferește, te gândești că horoscopul o să fie înlocuit în următorii 10-20 de ani de către curentul bazii, atunci te vei gândi că omul din fața ta nu mai are niciun tip de secrete. Știi? Te gândești, da, horoscopul îmi dă o anumită, mă ajută să fac o chestie astrogramă, dar bazii mă ajută să știu cu adevărat cine este omul din fața mea. Și atunci nu-l voi mai lua și nu-l voi mai pune într-o cutie, îl voi percepe așa cum este. Exact. Yes. Aici cred că este vorba de limbajul non-verbal și de comunicarea non-verbală care se creează între două persoane. Adevăr. Și... adevăr. Că dacă stai să-l studiezi, atunci poți să-l integrezi și să-l manipulezi constructiv ca el să-și atingă anumite scopuri în prezența ta. Deci, practic... Da. Practic, din punctul meu de vedere, și te rog să-mi spui, Gina, dacă greșesc sau nu, dar cred că un antrenament de tip NLP are ca scop final evoluția subiectului ce îți accesează serviciile. Exact. Perfect. Evoluția într-o direcție pe care el și-o dorește, nu pe care o doresc alții pentru el. Da, e important de specificat asta. Foarte, da. Și evoluția... e important să fie ecologică, adică e un termen NLP care înseamnă, de fapt, studiul consecințelor.
Bun. Ceea ce își dorește acea persoană să nu fie în detrimentul celorlalți. Bun. Deci ce își dorește acea persoană, să mă scoți din întuneric un pic, ce își dorește acea persoană să nu fie în detrimentul celorlalți. Ok, exact. Dar dacă mie mi-e bine, vin și eu, știi, și spun, ca un om, să spunem, care are dorința de câștig și de succes, dar dacă mie mi-e bine, de ce mi-ar păsa de ceilalți? Aș putea să spun că totul se rezumă la intenția pentru care faci ceea ce faci. Merg pe ideea de evoluție. Pe asta merg, știi? Ideea mea răspicată este evoluția. Dar eu, ca și construcție, ca om, mă refer la un subiect ipotetic, la un exemplu ipotetic, nu contează pentru mine peste cine calc sau ce îngrop. Contează doar ca eu să evoluez. Mm. Mi-aș pune întrebarea dacă e o evoluție, chiar e o evoluție bună. Îți dai seama, Gina, că el o să răspundă că da. Tu și spui... rolul meu este să-i aflu intenția, de fapt, adevărata intenție, care este în profunzime. Corect. Deci e foarte... Eu, de exemplu, dacă vine cineva și am avut situații de genul ăsta, în care au venit clienți la mine, pentru că noi, ca și coach, avem clienți, nu avem pacienți. Corect. Și mi-a solicitat coaching pentru o anumită sumă, că el vrea să obțină o anumită sumă de bani. Și eu mi-am dat seama că nu e ecologic ceea ce el își dorește și că familia lui are de suferit în momentul în care și-a dorit asta. Și l-am refuzat în calitate de client. Adică ai avut coloană vertebrală. Să zicem. E foarte important. Tot ceea ce tu gândești, intențiile, că vorbeam la nivel de intenție, toate acestea, le trimiți în univers. Și universul te răsplătește în zecit, funcție de intenția pe care ți-ai stabilit-o. Aici aș putea să spun și ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Adevărat. Și eu am un exemplu extraordinar pe care o să-l dau exemplu toată viața mea începând de astăzi. Toată lumea știe din mediul social media că de mai mult, inclusiv tu, că de mai mult de 4 săptămâni și jumătate, dacă nu mai mult, că n-am stat să fac socoteala, mă căznesc, căci acesta este cuvântul, să vând proprietatea mea din București, din sectorul 4. Iar de curând, Gina, după ce am discutat cu tine la câteva ore, mi-am dat seama că am pus greșit problema. Să spun cum. Mi-am dat seama că am pus greșit problema. Uitasem de mama. Oh, okay. Mama este cea care, punând și proprietatea ei în vânzare, a deblocat karmic vânzarea casei mele. Da, mi-am amintit că acum eu te-am întrebat dacă soția ta este de acord. Yes, era vorba de mamă. Da, mi-am amintit. Și când i-am spus mamei, mamă, nu vrei să te muți mai aproape de mine? Mă, Gina, măi, știi cum s-a luminat? Măi, da, știi cum s-a luminat? Și a doua sau a treia zi după ce am întrebat-o, au intrat clienții în casă. Deci, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ascultați-o pe Gina Verița că spune de bine. Adică, gândiți-vă bine ce vă doriți, dar gândiți-vă și la ceilalți. Da. Da. E că e important că tot ceea ce îți dorești să fie într-o relație sau într-o situație câștig-câștig. Uh-huh. Da. Win-win. Yeah. Win, da. Win. Da. Mai povestește-ne, mai spune-ne, că avem încă 10 minute libere. Povestește-ne. Eu, făcând acest studiu mai profund despre acuitatea senzorială, mi-am dat seama că aș putea să spun că folosind această acuitate senzorială, tu de fapt devii prezent. Și asta mi-a amintit de cartea Puterea Prezentului a lui Eckhart Tolle, care e o carte, una din cărțile de mare valoare pentru mine. Ești acolo, tu ești prezent și faci o ascultare activă.
Deci în momentul acela tu dai atenție la tot ceea ce se întâmplă cu interlocutorul tău și cu tine. Și creezi acea relație non-verbală despre care vorbeam puțin mai devreme. Da. E bine îți să poți să-i asculți pe oameni. Da, da, da. Asta e primul lucru care îl faci la un curs de NLP. Înveți să faci ascultare activă. Da, sigur că învață da. Să asculți. Dar da, să asculți, da. Să și înțelegi, să și tragi experiență de la alții, cum se spune popular, să furi meserie, dar să fii pozitiv. Da. Ce mi se mai pare mie important este cine devii tu ca persoană începând să faci acest lucru, să practici acuitatea senzorială. Sună bine asta. E o întrebare care puțin și-o adresează. Cine devii dacă faci acel ceva? Căci oamenii nu se gândesc, Gina, ce vor deveni, ci ce vor primi. Eu ce primesc? Aici este un subiect pe care eu îl dezvolt într-un workshop de-al meu, îl țin o dată pe an și vorbesc despre cele trei nevoi primare ale omului, despre a fi, a face și a avea. A fi, a face, a face și a avea. Și majoritatea fricilor, că te-am auzit vorbind despre stici puțin mai devreme, majoritatea fricilor sunt în legătură cu a avea. Da, păi e vorba de ce ai. Mie ce mi iese, eu ce-mi trag, mie câți bani rămân în buzunar, eu ce câștig. Ok, și hai să-ți mai dau un exemplu pe care îl folosesc eu frecvent. Hai. Ce se întâmplă în momentul în care vorbești de partenerul de viață sau de copil sau de mamă? Cum îi te adresezi? Cum o prezinți? Păi, dacă o iubești... Copilul meu, soția mea, da, mama mea și așa mai departe. Ea avea. E bunul meu. A avea, exact. Cum ai putea să transformi acest verb a avea, hai să zicem, în a fi? Mm. Cine ești tu în relația cu copilul, mama, partenerul de viață? Și eu cred că energia se transformă în acest moment. Când nu te mai gândești la persoana din viața ta ca la o posesie, ca la o proprietate. Dar cum o reformulezi? Uite, eu de exemplu aș spune, bune, vă prezint soția. Punct. Sau, adică locul tău. Vă prezint soția, fără soția. Să spun mea. Da. Îți creează alte așteptări. Fii atentă, întrebare. Strict de la bărbat la femeie. Ia ascultă-mă. Ce simte soția când dispare cuvântul mea? Pam, pam. Mm? Ce simte soția? Pe care mi-a venit primul cuvânt care mi-a venit. Mult mai multă încredere și independență și respect. Și nu intrăm în era unui matriarhat? Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că și viceversa e adevărată. Vă prezint soțul. Vi-l prezint pe soțul. Da. Soțul cui? Se știe. Se știe. E foarte interesant. Și când vorbești de copil... Salut, ți-l prezint pe Teo. Da. Ce statut are Teo? Teo cine este? Fiindcă cel din fața ta nu e informat. Da, stă lângă mine, da, seamănă cu mine. Salut, ți-l prezint pe Teo. El e Teo. Da, el e Teo, este unul din copii, de exemplu. Din copiii cui? Am mai mulți copii, din copiii cui? Nu știu. Ideea okay, nu era. Ok, atunci poți să spui, da, ideea nu era. Da, cum ar fi să spui, sunt tatăl lui Teo? Asta sună bine. E un subiect foarte da, profund depinde de, cum de analizat. Sigur, sigur, da. sigur. Da. Fiindcă, din punctul meu de vedere, acum, în momentul ăsta, la început de discuție cu tine, vis-a-vis de excluderea sau blurarea cuvântului al meu, a mea, dacă nu aș mai prezenta-o, de exemplu, pe soția mea, Beatrice, când o prezint, spun, această doamnă frumoasă și tânără este soția mea.
Știi? Și dacă îi spune această doamnă frumoasă și tânără este soția? Automat m-aș gândi dacă aș greși. Oare cei din fața mea o să trebuie și cu soția cui ai venit? Știi? Cu soția cui ai venit? Dar cred că ține de neîncredere. Asta și eu voiam da, să spun. Da, cred că ține e de neîncredere. E vorba de siguranță pe care sau o ai sau nu o ai. Da, da. Căci de nu ai siguranță în tine, că totul începe de la tine, că tot am vorbit cu de la 6 la 7 despre încredere, nu ai încredere în tine, atunci automat că anumite expresii, anumite cuvinte le integrezi ca fiind o problemă, fără ca ele să fie o problemă. Da. Ok. Întrebare practică la sfârșit de discuție telefonică. Te rog frumos să ne exemplifici concret cum ar trebui ca oamenii care își doresc să evolueze chiar să realizeze exerciții pentru câștigarea atenției, acest tip de acuitate vizuală. Căci, practic, vorbim de... Și nu numai. Exact, asta, chiar cu asta și dorim să închei, că perfect, mai avem doar câteva minute. Uh-huh. Am pregătit câteva exerciții pe care i-aș ruga pe ascultătorii noștri să le facă acasă, să exerseze. Și sunt chiar trei. Te rog. Deci, unul din ele este... Dacă sunt două persoane, să rogi persoana de lângă tine să te gândească la ceva ce îi face mare plăcere și să vorbească despre acel lucru. Și tu în acest timp să observi pupila ochilor, mușchii, tonusul feței, buza inferioară, respirația și luminozitatea feței. Și să notezi tot ceea ce descoperi. Iar pasul 2 este să rogi acea persoană să te gândească la ceva ce nu-i place și din nou să observi și apoi să faci calibrarea, adică să compari și să marchezi diferențele. Uh-huh. Un al doilea exercițiu este acela să te uiți în jurul tău și să reții tot ceea ce vezi. Să închizi ochii, apoi și să faci un inventar mental asupra lucrurilor pe care le-ai reținut, și apoi să deschizi ochii și să notezi și să compari cu realitatea. Uh-huh. Și așa îți vei da seama cât de dezvoltată este acuitatea ta senzorială, la ce forme dai atenție cu precădere, ce forme nu observi, ce culori îți atrag atenția, ce obiecte sau poate că dai atenție mărită chiar doar unui anumit gen de obiecte. Iar al treilea exercițiu este să fii atent la sunetele din jurul tău, la vocile oamenilor, la tonalitate, timbru, inflexiuni. Să fii atent când se schimbă și în ce stare este omul de lângă tine și ce modificări ale vocii are. Și cu cât vei exersa mai mult, cu atât vei deveni mai bun. Și e ceva ce nu se termină niciodată. Pentru că cu cât vei deveni mai bun, cu atât vei da atenție la detalii pe care până acum probabil că nici măcar nu le-ai observat. Și aș vrea să închei spunându-vă că m-aș bucura să primesc feedback după ce începeți să practicați. Poate să-mi trimiteți un e-mail, să-mi spuneți ce ați învățat, ce întrebări aveți și orice aș mai putea să aflu. Îți mulțumim din suflet că ai stat alături de noi 50 de minute live, Timișoara, București, și cu drag să facem ora ta de la 8 la 9 în fiecare luni, la început de săptămână, timp de 4 săptămâni ale fiecarei luni, până când emisia de la Psihologia Succesului nu va mai exista, fiindcă ești grozavă, măi, femeie, și te iubim mult. Mulțumesc! Cu drag! Aș vrea să spun că luna viitoare nu voi fi, pentru că sâmbătă începem cursul de practician de NLP la Păltiniș. Ok, ok. Și noi avem acolo un program intensiv de la 9 dimineața până pe la 8-9 seara. Uh-huh. Ok, nu e nicio problemă. Rămâne pe data viitoare. Găsim puncte împreună, da? Cu drag. Ok. Cu drag. Vreau să spun așa. Cu drag. Vreau să spun așa. În primele 20 de minute am stat și am ascultat și după 20 de minute am vrut să interacționez cu tine și mi-a plăcut al naibii de tare.
Mulțumesc. Cu drag. Te iubesc mult și te pupicesc și ne auzim peste 2 săptămâni. Doamnelor, domnișoarelor okay. și domnilor, a fost live la radioefixnet.ro, Psihologia succesului, coach Gina Veverița. Peste 2 săptămâni vă veți întâlni cu ea din nou aici la Psihologia succesului. Mulțumesc frumos. Pupici!